Că s-a întrerupt, sper să nu se mai întâmple. Deci, la capătul acestui set de cărți aveți trei de bâte. Cineva de peste o apă vă așteaptă. Sau voi vreți să călătoriți cu acest cavaler de bâte, să călătoriți peste hotare, peste o apă, către cineva de care oarecum v-ați despărțit brusc. Din ce motive? La un moment dat v-ați simțit singuri și a trebuit să vă detașați emoțional de această singurătate, de aceste lipsuri, de această confuzie și totuși să știți că această detașare vă aduce mai aproape de dragostea voastră, de o nouă dragoste, dar până atunci, până vine această nouă dragoste, trebuie să vă echilibrați financiar și munciți pe rupte. Munciți pe rupte. Deși această separare s-a produs, probabil că totuși vă veți împăca la un moment dat într-un fel sau altul. Așa simt, așa transmit. Că doar sunt un mesager. Acum, rapid, Fecioară. Soare, Lună, Venus, ascendent în Fecioară. Iulie 2019. Trecutul, 6 de oglinzi, viitorul, prezentul, scuzați-mă, 4 de pietre și viitorul, Divine Child, copilul divin sau preotul. Aici ce aveți? Valetul de bâte, călătorie, mesaj, pelerinaj. Poate unii dintre voi mergeți într-un pelerinaj undeva să vă vindecați. Fiți atenți, da? Să vă vindecați, pentru că steaua înseamnă să vă vindecați. Oh, către ce? Către un soi de magician. Către, da, Merlin ce era magician. Eu știu. Cum a apărut mai devreme, vă duce să vă întâlniți cu acea mare preoteasă, cu o persoană care practică niște chestii, da? Așa a apărut, așa vă transmit, îmi pare rău. 6 de oglinzi. În trecut, o relație cu un semn de apă, mai mult sau mai puțin, pentru unii dintre voi, dintr-o altă viață. O relație cu o persoană care vă încântă și vă încarcă emoțional. 6 de oglinzi astea. Vă oglindește din punct de vedere emoțional. Simțiți că lângă ei tot ceea ce simțiți în general. Așa cum și în etalarea mai devreme s-a văzut că vă absoarbe emoțiile. Ceea ce simțiți, simt și ei. Pentru că e oglindă, da? Absorbe energia voastră. De curând ați întâlnit în trecutul îndepărtat, apropiat, ați întâlnit o persoană care vă oglindește. Și cu care vă înțelegeți bine. Avem panou, avem comunicare, comunicare frumoasă despre dragoste, despre flori, despre creștere emoțională. Și totuși, în prezent, sunteți oarecum închiși. Pe o cale. Închiși pe o cale. Probabil vreți să vă faceți o comoară, vreți să lucrați pentru să vă refaceți financiar, să lucrați pentru stabilitatea voastră, cum am zis și mai devreme. În prezent, vă concentrați pe, nu pe pietre, pe pietre nestemate. Da? Patru de pietre, asta înseamnă. Interesant este că această comoară stă în calea unui destin, unor scări, în calea evoluției voastre. Nu vă concentrați prea mult pe bani pentru că s-ar putea să pierdeți creșterea. Atenție! Pentru unii dintre voi, repet. În viitor aveți copilul divin. Sunteți chemați în viitor să descoperiți ori cu cineva, ori singur, să dați această comoară la o parte și să urcați scările. Poate cu această persoană care vă oglindește, rămâne de văzut. Dar ideea este că trebuie să vă descoperiți lumina interioară, copilul divin. După cum vedeți, acest copil pictează. Poate în viitor vă întâlniți cu o persoană copilăroasă care are și această creativitate, are și lumină și are și stabilitate, că marele preot este stabil, care e foarte pură. În felul, într-un fel, la parte, dacă nu e o persoană, repet, sunteți voi. Și care vede frumosul în orice. În orice și într-o broscuță. Da? Și vrea să se exprime într-un mod creativ și